Numeroși localnici, dar și autorități locale și județene s-au adunat la monumentul sublocotenentului Ioan Grosaru din localitatea Păiseni, comuna Cornulunci, eroul care a căzut pe câmpul de luptă în Irak în 2007. Manifestările au debutat cu o slujbă de pomenire a tuturor eroilor din comuna Cornulunci, după care șeful administrației locale, Gheorghe Fron, a conferit titlul de cetățean de onoare post-mortem eroului sublocotenent Ioan Grosaru și eroului martir Puiu Mihailovici. Se acordă titlul de cetățean de onoare eroului sublocotenent post-mortem Ioan Grosaru, căzut la datorie în teatrul de operații din Irak la 21 septembrie 2007 pentru apărarea păcii internaționale și salvarea de la moartea 5 camarazi de armă, pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului comunei Cornulunci, fiind autorul al 4 volume de versuri și un roman. Titluri de cetățeni de onoare ai comunei Cornulunci au mai primit și colonelul în rezervă Nicolae Niga, președintele Asociației Cultul Eroilor Suceava, maestrul militar Dumitru Davidel, prim vicepreședintele Asociației Cultul Eroilor Suceava și, nu în ultimul rând, profesorul universitar dr. Mihai Iacobescu. Felicit comunitatea de aici, în frunte cu cei care au fost evidențiați și mai ales cu domnul primar Fron, care atunci când s-a făcut monumentul era directorul spitalului și a contribuit efectiv material și moral foarte mult. Îi felicit pentru acel gest. Cât despre mine, tot ce am realizat ca profesor, care am avut până acum zeci și zeci de studențe, ca îndrumător de doctorat, ca autor al unor lucrări pomenite și în țară și peste. Tot ce am făcut și fac acum când mai am vreo 10 doctoranți în seamă, pornește de la voi, cinstiți săteni și gospodari, de la părinții care nu mai sunt, dar pe care îi port în suflet, de la bunica care a rămas văduvă cu 3 fete din primul război mondial, și să știți că tot ce are țara aceasta mai bun și va avea, se sprijină pe spatele eroilor de la Mărășești-Oituz și pe spatele acestor oameni model, cinstea, setea de muncă, dreptatea, dragostea, credința strămoșească. Prezent la manifestările de la Păiseni, prefectul județului Suceava a subliniat importanța comemorării eroilor. Suntem azi într-o zi importantă, într-o zi cu o semnificație religioasă și este ziua în care noi românii ne comemorăm eroii. Această zi a fost stabilită în anul 1920, odată cu sfârșitul primului război mondial, și odată cu săvârșirea Marii Uniri. Și atunci s-a luat această decizie pentru că între înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și eroi există o strânsă legătură, pentru că ei s-au dus acolo sus, alături de Dumnezeu, alături de Iisus Hristos, pentru că au plecat la luptă fără gânduri materiale. Au plecat la luptă cu ceea ce înseamnă dragostea de patrie, dragostea de neam, dragostea și cu spiritul de jertfă pentru poporul român. De aceea suntem astăzi aici, la Păiseni, la căpătâiul sublocotenentului Ion Grosar, care s-a jertfit într-o zi fatidică de 21 septembrie 2007 și sigur, de aceea este important să ne amintim peste ani de această comemorare a eroilor neamului românesc. La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Ioan Nechifor, a ținut să-i felicite pe organizatori pentru această inițiativă. Suntem în vina noastră, domnule primar, felicitări pentru că ați reparat un gest extrem de important și bine că a venit. Și în rest, tuturor vă doresc să ne vedem și în toamnă și anul viitor să ne aducem aminte de unde am plecat și pe cine trebuie să ținem aproape în suflet. Pentru onor și dreapta prezentați armi!
Ortodoxă a înălțării Domnului se comemorează ziua eroilor, prilej cu care sunt omagiați eroii României fără deosebire de naționalitate sau confesiune. Cu acest prilej se va desfășura astăzi la monumentele din localitatea Păiseni, comuna Cornul Luncii, ridicate în cinstea eroilor României și a eroului sublocotenent post-mortem Ion Grosaru, o ceremonie militară și religioasă. Se intonează imnul național al României. Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Sfântă iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreților celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i predânșii întru viața cea fericită, care este de la Tine, Iubitorule de oameni. Într-o adina Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi,
că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care le dai pogori la iad și ai destegat durerile celor ferecați. Iisus! Fecioară, care-ai născut pre Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletul adormitului robului. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Eu omul și pe Ioan, continent suflet în prima prăzare. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi martiri ai neamului românesc, căzuți de toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și pentru reîntregirea neamului românesc. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rob lui Dumnezeu, erosul blocotenent post-mortem Ioan Grosaru și tot neamul cel adormit, și pentru casele să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor de drept și să odihnesc milă. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul l-ai stârpat, și-a dorit viață în lumii tale însuți, Doamne, odihnește, și sufletele adormiților robilor Tăi, eroi martiri ai neamului nostru, stașii țării noastre, și toți luptătorii, pentru neam și țară, pentru credința strămoșească, și erou martir sub locotenentul Grosar Ioan, și așează, Doamne, cu tot neamul, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, din a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o să vârșite cu cuvântul, cu lucrul, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i Dumnezeu să ierte. Că nu este om vis să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac, cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului românesc și a robului Tău sub locotenent post-mortem Ioan Grosaru și tot neamul cel adormit Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Dumnezeul nostru, pentru că cele preacurate Maicii sale, ale Sfinților întâlodaților apostoli, ale Sfântului și dreptului Lazar, celui a patra zi înviat din morți pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor Tăi celor mutați de la noi în corturile dreptilor să le așeze, în Sfântul Avram să le odihnească.
cu dreptițele numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Pentru fericită dormire, veșnic odihnă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor toți, luptătorii toți, și slocotenentul Ioan Grosar cu tot neamul și de felul veșnica pomenire. Facem lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire. În neam și neam pomenirea lor și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte-o drept și să numirea pe noi să miliască ca un bun și de oameni iubitor. Preacucernici părinți, domnule prefect, domnule președinte, stimați invitați, astăzi ne-am adunat la mormântul eroului nostru Ion Grosaru ca să reparăm o greșeală din trecut, să-i oferim titlul de cetățean de onoare. Preacucernici părinți, domnule prefect, domnule președinte a Consiliului Județean, domnilor parlamentari, stimați concetățeni, am fost alături de sublocotenentul post-mortem Ion Grosaru din momentul în care a fost adus din Irak până în ziua de astăzi la toate manifestările care i s-au acordat. De asemenea, aș vrea să vă spun că pe Ion Grosaru îl cunosc și că a fost camarad de arme, pentru că în aceeași perioadă am slujit partea sub drapel, o perioadă, sigur, mai mică de timp, el fiind mult mai tânăr decât mine. Vreau să spun că a făcut și face cinste Comunii Cornul Lungii, a făcut și face cinste unității militare din care a plecat și nu s-a mai întors, a făcut cinste colegilor săi care de fiecare dată au venit, au fost alături de noi, alături de familie, așa cum spunea sora lui, ajutându-o din punct de vedere material și spiritual, ca să zic așa. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru modul cum ați gestionat această activitate. Aș vrea să vă spun că domnul primar, deși nu era primar cu 7-8 ani când s-a stins, s-a dus din viață Ioan Grosaru, a fost atât și a contribuit financiar, a contribuit din toate punctele de vedere la omagierea lui Ioan Grosaru. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult! Dăm cuvântul domnului maestru militar principal Davidel Dumitru, care vreau să vă spun că de fapt a fost sufletul echipei care s-a ocupat pentru ridicarea monumentului în cinstea eroului Ion Grosaru. Și nu numai, deci toate monumentele din zona Fălticeni și a Sucevei, dumnealui este maestru principal. Și îl rog să ne spună două cuvinte. Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, mulțumesc pentru acest înalt titlu și vreau să vă spun că am mai multe ordine și medalii date de statul român. Dar parcă acest titlu este
face pentru mine mai mult, este o răsplată a muncii, ca știu cum a spus și dumneavoastră, și vă promit că pe mai departe cât o să pot să ajut atât la Păiseni, la Sasca și în alte localități al județului, iar că nu vei mai putea acest nu titlu. O să-mi continui activitatea, băiatul meu, profesor David Daniel. Vă mulțumesc și să fiți sănătoși. Dăm cuvântul domnului Major Cătălin Rațiu, comandant adjunct al batalionului Scorpionii Galben Timișoara. Hristos a înălțat! Am deosebită onoare de a participa la această deosebită activitate făcută de oameni cu suflet, pentru suflet. Am fost și sunt și voi fi întotdeauna colegul lui Ioan Grosaru. Tocmai de asta sunt aici, să transmit din partea colegilor care au rămas la Timișoara și a sutelor de colegi care la această dată se află în Afganistan, că familia Scorpionilor Galbeni va fi mereu alături de Ioan Grosaru. Sunt profund emoționat, cred că se și observă. Vreau să mai spun doar atât. Glorie și onoare memoriei lui. Dumnezeu să ierte și să aibă în grijă. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și acum o să dăm cuvântul domnului profesor universitar dr. Mihai Iacobescu, fost prorector al Universității Suceava. Hristos s-a înălțat! Preacucernici părinți, stimate domnule prefect, stimate domnule președinte, stimați și distinși aleși ai țării din zona noastră, deputați și senatori, stimați și dragi ofițeri și subofițeri, soldați, dragi consăteni, elevi, cinstiți gospodari, din gândurile care mă copleșesc aici, în fața dumneavoastră, lângă acest mormânt, făcut cu dragoste, cu recunoștință de săteni de dumneavoastră, pentru acest erou căzut la datorie, care nu s-a grăbit să iasă primul din tancul blindat, ci tocmai ca un adevărat comandant de vas i-a ajutat pe ceilalți să iasă și el n-a mai apucat. Să zicem ca Iov sau ca alții care spun a fost voia Domnului, dar felicit comunitatea de aici în frunte cu cei care au fost evidențiați și mai ales cu domnul primar Fron, care atunci când s-a făcut monumentul era directorul spitalului și a contribuit efectiv material și moral foarte mult, îi felicit pentru acel gest. Cât despre mine, dați-mi voie să rezum că am luat pentru un volum de 700 de pagini Premiul Academiei și am fost în plenul acestui for al țării în 1993, am luat un premiu de la nemți la Augsburg pentru un studiu despre Bucovina, mi-au dat cei de la Cernăuți, de la Societatea Eminescu, premiul Opaiț, dar nu spre lauda mea o spun, pentru că cel mai mare și mai emoționat premiu este titlul de cetățean de onoare, pentru care vreau să vă mărturisesc din multele gânduri care mă asaltează acum ca albinele la ordiniș în timpul culesului, că tot ce am realizat ca profesor care am avut până acum zeci și zeci de studenți, ca îndrumător de doctorat, ca autor al unor lucrări,
pomenite și în țară și peste. Tot ce am făcut și fac acum când mai am vreo 10 doctoranzi în seamă, pornește de la voi, cinstiți săteni și gospodari. De la părinții care nu mai sunt, dar pe care îi port în suflet, de la bunica care a rămas văduvă cu 3 fete din primul război mondial, și să știți că tot ce are țara aceasta mai bun și va avea, se sprijină pe spatele eroilor de la Mărășești Oituz și pe spatele acestor oameni model. Cinstea, setea de muncă, dreptatea, dragostea, credința strămoșească, iertarea, tot ce am avut atunci când viața mi-a oferit ocazia să urc până în vârful Himalaiei acestei țări, să fiu senator în prima legislatură și primul președinte al județului. N-am uitat niciodată că am pornit dintr-un sat modest ca acesta, nu mi-am uitat părinții și pe voi, cei prezenți aici. Am lucrat la Constituție care a fost, după părerea mea, foarte bună. N-au fost buni cei care au slujit-o întotdeauna și trebuie modificat, într-adevăr. Sunt fericit că și universitatea mi-a înmânat o diplomă și o medalie de aur pentru transformarea institutului în universitate. Dar, dragii mei, aleși diriguitori ai obștei județene și comunale, întorcându-mă aici cu emoție, în locul unde dorm ai mei, cel mai mult vreau să mulțumesc și mă înclin inima în fața acestor oameni cinstiți și buni, din sânul cărora s-au născut oameni ca Ion Grosaru, din sânul cărora s-au născut oameni ca eroul de la Cornul Lungii, Constantin Puiu Mihailovici, din sânul cărora s-au urcat atâția oameni. Personal îl felicit pe primarul actual al comunei noastre și vreau să spun că acest început de dialog al sătenilor, al consilierilor, al primarului, cu toți cei care au plecat și se întorc din când în când, trebuie să rămână model pentru toți, să spunem și noi câte ceva despre ceea ce mai trebuie făcut și să facem așa cum au făcut acești vrednici prieteni de la Suceava, Niga, și colegul meu de școala primară, Mitruț Davidel, cum îi spuneau, pentru că au fost niște inițiatori în fruntea acestui organism al cultului eroilor. Vă îmbrățișez pe toți cu emoția mai mare decât am avut-o oricând, să vă dea Dumnezeu sănătate multă, să rămânem buni și credincioși a tot ce ne-a învățat neamul și ori de câte ori vom trece pe aici, să ne plecăm frunțile și să ne aducem aminte de cei care sunt înscriși aici pe Sfânta Cruce. Multă sănătate și tot ce vă doriți tuturor! Dragi cetățeni, dați-mi voie să fac prezentarea oficialităților care astăzi sunt prezente în fața monumentului eroului Ioan Grosaru. Domnul prefect al județului Suceava, domnul Florin Sinescu. Domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor. Domnul vicepreședinte Alexandru Rădulescu al Consiliului Județean Suceava, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava Ilie Niță, domnul deputat Alexandru Ștefan Băișanu, domnul deputat Ioan Stan, domnul primar al municipiului Fălticeni Cătălin Coman, domnul
Major Rațiu Cătălin, comandant ajunct al Batalionului Scorpionii Galbeni în Timișoara, loc țiitorul comandantului garnizoanei Suceava, locotenent Bleznecu Luigi, locotenent colonel Ciuhan Ionel, șeful comenduirii garnizoanei Suceava, ofițerul de relații publice al garnizoanei Suceava, locotenent colonel Dr. Ghiduș Gabriel, Asociația Cultului Eroilor Suceava, colonel în rezervă Niga Nicolae, fiul satului, maestru militar principal Dagnel Dumitru, fiul satului, colonel în rezervă Crăciun Constantin, domnul colonel Marian Liviu, comandantul școlii militare de subofițeri jandarmi fălticeni, domnul locotenent colonel Postelnicu Ionel, comandant ajunt al școlii militare de subofițeri jandarmi fălticeni, doamna capitana Irina la școala militară de subofițeri, domnul comisar șef Oanea Viorel, prim ajunct al poliției județului Suceava, domnul colonel Hoffman Laurențiu, prim ajunct al poliției județului Suceava, domnul inspector Oanea Pavel, șeful poliției rurale Mălin, domnul comisar Focșăneanu George de la poliția rurală Mălin și, nu în ultimul rând, coloneii Frijan Vasile și Davidel Vasile, fiii satului Simnescu din comună. Hristos s-a înălțat! Domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați invitați, dragi locuitori ai comunii Corunlunce, a satului Păiseni, suntem azi într-o zi importantă, într-o zi cu o semnificație religioasă și este ziua în care noi românii ne comemorăm eroii. Această zi a fost stabilită în anul 1920, odată cu sfârșitul primului război mondial și odată cu săvârșirea Marii Uniri. Și atunci s-a luat această decizie pentru că între înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și eroi există o strânsă legătură, pentru că ei s-au dus acolo sus, alături de Dumnezeu, alături de Iisus Hristos, pentru că au plecat la luptă fără gânduri materiale, au plecat la luptă cu ceea ce înseamnă dragostea de patrie, dragostea de neam, dragostea și cu spiritul de jertfă pentru poporul român. De aceea suntem astăzi aici, la Păiseni, la căpătuiul sublocotenentul Ion Grosar, care s-a jertfit într-o zi fatidică de 21 septembrie 2007 și sigur, de aceea este important să ne amintim peste ani de această comemorare a eroilor neamului românesc. Venim de la Corul Luncii, unde Puiu Mihailovici s-a jertfit, erou martir, de asemenea la Revoluția Română în anul 1989, când noi toți ne-am câștigat dreptul de a fi liber, dreptul de a gândi liber, dreptul de a fi aici. Și sigur, acest lucru a însemnat că avem și drepturi, dar avem și obligații. Din 2004 suntem membru NATO, din 2007 suntem membru a Uniunii Europene și, după cum am spus, avem și obligații. Și una din aceste obligații a fost să participăm în aceste teatre de operațiuni. Am avut acțiuni de menținere a păcii, iar sublocotenentul Ion a participat la acțiunea din 2005 în Afganistan și iată în 2007 în Irak, când s-a întâmplat acest lucru nefericit pentru noi. Este important să ne amintim peste ani, este fapta lor, avem această obligație față de ei și să o ducem înainte. Vă urez sănătate și cele mai bune gânduri. Mulțumesc! Hristos a înălțat! Prea cucenești părinți, stimați invitați, dragi locuitori de aici din Păiseni, e o datorie pentru mine și vin întotdeauna, iată sunt 6 ani de atunci, aici la Păiseni, unde un om de-al nostru, un om pe care n-am putut să-l cunosc, sub locurentul post-mortem, Ioan Grosaru, a trecut la cele veșnice pentru ca noi să fim în continuare un stat puternic, un stat democratic, un stat care își recunoaște apartenența internaționale și care își respectă obligațiile. Am cunoscut însă atunci și cunosc și acum familia sa. Mama, frații, surorile, cumnații, o familie deosebită care, iată că are ocazia, alături de noi, în fiecare an, să ne aducem aminte cine suntem, de unde am plecat, unde suntem acum și unde vrem să mergem mai departe. Și chiar dacă și în serviciul religios care a fost susținut mai înainte, se spunea că există și durere și întristare,
Viața e presărată cu momente fericite, nefericite. Un astfel de moment a fost trecerea la ființă a iorului nostru Ioan Grosaru. Dar sunt și lucruri curente. Ați fost în aceste zile într-o situație nefericită cu acele ploi, cu grindina, cu distrugeri de bunuri. Însă asta e viața noastră pe care trebuie să o ducem mai departe. Pentru cei care s-au jertfit ca noi, într-adevăr, să ne gândim și la ei, dar și la viitorul nostru. Vă doresc să aveți putere să mergeți mai departe. Stimată familie, suntem lângă noastră. Domnule primar, felicitări pentru că ați reparat un gest extrem de important și e bine că a venit. Și în rest, tuturor vă doresc să ne vedem și în toamnă și anul viitor, să ne aducem aminte de unde am plecat și pe cine trebuie să ținem aproape în sufletul nostru. Dumnezeu să-l ierte și toate cele bune. Hristos a înălțat. Bună ziua, Sfinți Părinți, dragi gospodari și stimate oficialități. Vreau să vă spun că sunt profund emoționat pentru că am mai multe motive. Unul dintre ele și cel mai important pentru care suntem astăzi aici este să comemorăm sacrificiul și jertfa supremă a lui Ion Grămadă. Grosaru, Ion Grosaru, mă scuzați, într-adevăr emoții. Un om care s-a jertfit ca noi cei care am rămas în continuare să putem duce mai departe această jertfă și să respectăm tot ceea ce se întâmplă. Am spus-o și la Cornul Luncii, familiei îndurerate a celuilalt erou. Mă înclin în fața familiei, a rudelor, a prietenilor domnului sublocotenent. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar noi să putem duce jertfa lui în continuare. Sunt emoționat și datorită faptului că aici mă simt ca acasă. Bunica mea se trage din Păisieni, iar părinții mei de peste deal, de la Bogata din Baia. Și de fiecare dată când revin aici, simt că se întâmplă ceva cu sufletul meu. Am venit aici la primarul nostru, care a făcut un gest de excepție astăzi, reparând, să zicem, nu o greșeală, o misiune. Și îl felicit pentru tot ceea ce a făcut. Și mai sunt aici și pentru că de aici se trage profesorul meu, domnul profesor Iacobescu, a cărui coleg sunt în momentul de față la Universitatea Suceava, om care a făcut întotdeauna numai bine, atât mie cât și multor generații de studenți pe care i-a avut. Și dacă astăzi comunitatea i-a oferit acest titlu, vreau și eu, din partea foștilor colegi din Parlamentul României, din partea Universității Suceava și din partea mea personală, să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și să vă dea Dumnezeu multă sănătate și recunoștință pe măsura faptelor bune pe care le-ați făcut. Vă mulțumesc! Să-l crești ca tu nemernic, ori un suflet drept, poți să faci din el un înger, ori un ticălos. Pentru asta vei răspunde în fața lui Hristos. Mamă, nu-ți uita datoria ta, nu-ți uita răspunsul greu către Dumnezeu. Mamă, tremură înaintea marelui răspuns. Mamă, pentru ochiul veșnic nu-i nimic de ascuns. Mamă, roagă-te și plânge, trage cât de greu, dar să știi să-ți crești copiii pentru Dumnezeu. Mamă, nu-ți uita datoria ta, nu-ți uita răspunsul greu către Dumnezeu. Mamă, mântuirea ta e nașterea de fiu,
dar să-ți crești curat și veșnici pe ai tăi copii, căci de viitorul lumii tu răspunzi mai greu. Mamă, nu-ți uita răspunsul către Dumnezeu. Mamă, nu-ți uita datoria ta pentru felul cum cresc eu. Dai răspuns lui Dumnezeu. Love.
cunoască cuib în care m-am născut, câmp pe care s-a văzut vitejia strămoșească, scumpă țară românească, te salut! Și-a mea frunte ți se închină, ca înaintea unui sfânt, că deși copil eu sunt, inima de-ac dorme plină, să te văd mereu regină, pe pământ, să ai viață de vecie, să sporească al tău bubor, sub tindarul tricolor, să nu vezi decât frăție, și atunci, dacă ar fi să fie, pot să mor. Treceți batalioane române, Carpații la arme cu frunze și flori. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații cu inima la trecător. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, rădețea e numai la noi. Să rudă-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Să rudă-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, cu sabia mână, să trecem hotare ce-a fost. Să trecem, Carpații ne cheamă, Ardealul acesta este sfântul rost. Să trecem, Carpații ne cheamă, Ardealul acesta este sfântul rost. Și cu minte cel bătrân, steagul sfânt să fie în frunte și să fulpă.
am suspine, pâinea lacrimi mi-am dat. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. La străini am stat la masă și cu ei am ospătat și cu dorul la mea acasă, râuri lacrimi mi-am vărsat. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Cine țara își iubește, nu dă lume pentru ea. Oh, atunci când inima crește, mă gândesc ca o vedea. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Da, fericit când sunt aproape de căminul părintesc, de muri voi să mă îngroape pe pământul românesc. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Eroilor, a nu se confunda când vorbim de cult în sinul bisericii. Are o istorie în Vechiul și Noul Testament, are o istorie în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Dar ca să nu vă țin la sfârșit, acum după ce ne-au înaripat aproape cei mici, cei scumpi, cei dragi,
voi porni în cinstea eroilor cu citatul de pe mormântul lui Gheorghe Lazar din Sibiu. Doamne Iisus Hristoase, pe cum pe Lazar a patra zi l-a înviat, așa eroii pe români din mormânt i-a înălțat. Deci așa s-a născut cultul. Cuvântul cult înseamnă o sumă. În act, grai și mișcare înseamnă cuvântul scris și oral. Înseamnă tradiții și tradiții populare. Păstrată în biserică, dezvoltată și transmisă din generație în generație. Dacă vorbim de biserică slujitoare, ceea ce am făcut noi, prin rugăciune în treptele ei, importanța ei, vine partea practică, liturgică se cheamă la noi, practică. Așa cum vorbim de preoția generală, toți de aici care slujiți cuvântul, sau slujiți pe aproapele, într-o structură sau alta, și sigur preoția specială care este sacerdotul de la Sfântul Altar, prin hrotonie de la Mântuitorul și până astăzi. Întorcându-mă la ce am vorbit de cultul eroilor, am pomenit aici pe eroii martiri ai neamului nostru, pe ostașii țării noastre, pe luptătorii din toate timpurile și din toate locurile și din toate vremurile. Dacă din 45 până în 89 mai puțin s-a vorbit de cultul eroilor, s-a revenit la ceea ce se firesc și normal și în tradiția, dar mai ales în inima românului de a cinsti, după cuvântul Bisericii a Sfântul Apostol Pavel cel Mare, teolog, aduceți-vă aminte de mai mari voștri, care v-au grăit vouă cuvântul, fii cuvântul Domnului, le-a văzut viața, le-a văzut faptele, le-a văzut sfârșitul, urmați-le pilda. Deci atât de unii s-a dezvoltat, de la Pavel Apostolul până astăzi, cultul înaintașilor se ducea înainte, cultul eroilor, cultul martirilor. Sigur, sunt cu o aureolă universală, ca să în toate timpurile, toate locurile, de la toate cultele, revetor la biserică, ca instituție divină umană, dar noi avem o categorie care sunt sfinții, au o treaptă superioară. Așa cum întreba un elev la școală pe mine, domn profesor știe, zice, părinte, care este treapta superioară în creștinism? Monahismul, dacă e trăit după învățătură. Treapta superioară în creștinism. Iată că revin din nou la cultul eroilor. Și dacă a pomenit domnul prefect de sărbătoarea mare care este ce practic îl împărătesc înălțarea Domnului, ce a fost pentru creștini, ce a fost pentru Moldova, ce este pentru viața creștină în general, dacă Mântuitorul n-ar fi înviat, zădaric e credința noastră. Așa, sigur, El ne-a dus din moarte la viață. Noi spunem că eroii ne-au dus de pe pământ la cer, din moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la păcat la virtute. Și a dezvoltat, sigur, de foarte multe ori, jertfa în generație și generații până astăzi. Cultul eroilor, cultul morților în general. De aceea ne aflăm aici. Și în Sfânta Scriptură este un cuvânt, la Păiseni aflăm, un sat, ești în Păiseni, care 1864 ținea din Comuna Ambălini. Dar în Sfânta Scriptură spune, nu este mai mic în orașele și ținuturile, cetățile din Iudeea, Neftalenul și Zabulonul. Deci erau micuțe. Așa este și Păiseniul. În cadrul comunii Cornulunce, în sigur județul nostru, nu mai este mai mic. E numărul de credincioși, numărul de case, de locuitori. Ci ce dă, ce răsare, ce se păstrează, se transmite în acea localitate. Se înscrie și ea în felul acesta, prin jertfa lui Ion, sigur, nu numai în memoria noastră, ci adaugă o pagină la istoria acestei localități, acestui
și nu oarecare pagină, de eroism, de dăriri și de jertfă. Păi, cum se comprim în două întrebări puse Mântuitorului de un tânăr și un tânăr, ce să fac să mă mântuiesc? Și îi răspunde Mântuitorul, să iubești pe Domnul Dumnezeu tot din toată inima ta, din toată virtutea ta, din tot subitul, din toate și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta a făcut Ion. Este, sigur, e ușor să comemorăm și, e greu. E ușor să ne pasăm, dar este și greu. E frumos, luăm parte la manifestare, dar ce păstrăm aici, ce transmitem mai departe, rămâne pentru fiecare un obiectiv. Rămâne o obligație. Așa cum spunea domnul comandant Rațiu, este o onoare. Să ne aflăm aici, sigur, și onoarea aceasta cu responsabilitate se transmite generațiilor și generațiilor. Rămân alături și rămân lângă mama Catrina, lângă vecina mea, lângă ruda mea, rudienile mele, lângă copiii ei, îi cunosc foarte bine. Rămân și, sigur, am luat parte și la domnul Mihailovici, la mormântare la Puiu, la primirea pe aeroport, la aducerea lui Ion aici, la slujba mormântării, la sfințirea monumentului. La tot ce a luat biserica nu se poate deslipi. A fost întotdeauna una cu poporul. De dorește cineva altceva, nu, să citească cartea al Părintei Steniloae, Românism și Ortodoxie. Și se lămurește. N-avem de vorbit, nici de spus prea mult. Mă întorc, sigur, la cei care sunt invitații, care au venit din Pioșenie, din Vlavie, de a acorda cinstea cuvenită. La invitația domnului primar, la intervenția domnului primar, la rugămintea domnului primar. Și nu-l las ultimul pe domn profesor, nu pot. Domn profesor universitar, domnul Mihai Iacobescu, dacă a spus domnul deputat, fost vicepreședinte, este profesorul meu la cele ale istoriei, profesorul meu la școală de doctorat, este ca un părinte. Și numai pentru mine, pentru mulți preoți și familii de preoți. Atât cât a fost în calitatea și s-a amintit aici celelalte, sigur, îndatoriri care le-a avut. Și cea de membru în adunarea eparhială, cea de membru în Consiliul Eparhial, cea de membru în adunarea național-bisericească, reprezentant Biserica Ortodoxă din Suceava la Sfântul Sinod, cea de membru în Consiliul Eparhial. Odată cu vârsta, ca toți, tot ne retragem mai spre casă. Este o cântare când dau copii mai către Domnul. Și sigur, odată cu vârsta și înțelepciunea. Înțelepciunea i-a dat-o Dumnezeu din tinerețe și a lăsat și lasă, sigur, nu în mai scrisul și urme adânci. Pentru aceea e o onoare pentru mine că mă aflu aici, această localitate, care știu că o iubește, ca și Sasca mică, Sasca mare, Sasca nouă, toată comuna aceasta este viața lui. De aici, și cum a spus, s-a inspirat. Era și Dumnezeu. De aici s-a insuflat. L-a insuflat și Dumnezeu. N-a fost ușor să treacă prin viață. Dacă am spus-o altă dată și de mult, sigur, unii dintre voi se știu, a fost, dar la momentul potrivit, voi spune, prima aprobare, prima semnătură pentru catedrala din Fălticeni mi-a dat-o domn Mihai Iacobescu. Suceava ca președinte atunci. Peste toate greutățile, peste toate necazurile, peste cei care nu înțelegeau, fiind în toate structurile. După aceea s-au adăugat toate celelalte și s-au așezat lucrurile. Ca toate lucrurile care la început au greutăți. Eu mulțumesc Dumnezeu că greutățile te întăresc. Și sigur, nu mai puțin și domnul colonel Niga și domnul Davidel, te cunosc foarte bine. După atâția ani, 22 de ani, 31 de ani în slujba bisericii, 40, am rămas, am vrut să vorbesc de ce. Pentru că am stat în Transilvania 16 ani, din 65-82. Și pentru că Transilvania m-a format
m-a educat, iar sentimentul patriotic o dat în plus față de restul țării. Sunt trei între ardeleni și cunoscându-i foarte bine pe românii de acolo, cu toate greutățile, încă nu fac o paranteză, mi-a rămas și rămâne, mai ales că am trecut la liceul militar, da? Sunt un ostaș în biserică, nu ostaș în armata, domnul Rațiu. Și spunea lui domnul Rațiu, mă leagă, sigur, episcopul Rațiu, de la Arad, de la Oradea, familia Rațiu, sunt foarte importantă, inclusiv cea politică, dacă români și oameni ai bisericii. Am vrut să spun toate acestea, sigur, și mai multe. Toată lumea zice, dacă vorbești în Părintele Plătățeanu, hai acasă, de ține mult. Dar praznicul e pregătit. Mulțumesc și lui domnul, încă o dată, domn profesor, și îl îmbrățișez cu tot respectul cuvenit și întreaga familie, pentru invitație și lui domnul primar. Și el, sigur, nu știu cum s-a făcut, că soția lui domn primar este verișoară cu mine. Tot așa, ne-am făcut că toate neamurile astea le-am unit aici, de la Adam și de la Eva. Dar ne unește, sigur, sentimentul patriotic, cultul eroilor, credința noastră strămoșească, de aceea ne aflăm aici. Tuturor care au contribuit, eu le mulțumesc, și tuturor care m-au ascultat, celor mici care ne-au aripat, și vă anunț că și în satul, la Cornul Lunci, centrul de comună, domnul primar a acordat a reprezentanta Consiliului Local cetățean de onoare post-mortem lui Constantin Puiu Mihailovici. Deci este stăruința, intervenția și grija de cele, zicem noi, de cele sfinte. În același timp, pentru cel care depune și a depus și depune, și cred că a depune, că așa e fire, e construcția. Că nu toți argați sunt argați. Dar el e argat, din punctul ăsta de vedere, din argați se trage. Părintele Gabriel Puiu Florea, prin asistența socială și filantropică, vrând de la început activitate de pompier, cu mașină proprie, cu echipe proprie, își pune sufletul și inima. Cred că, în afară de preoție, și-a găsit, știi, sigur, un drum care poate binevenit astăzi. Și domnul primar, la fel, cu multă grijă, că l-are lângă el, sigur, un om care sare, un preot care se roagă la nevoie. Și a acordat diploma cetățean de onoare. Tuturor! Cinste și onoare, cum a spus domnul comandant lui Ioan și lui Puiu. Suntem lângă părinți și lângă rudenii. Vă mulțumim dumneavoastră că ați luat parte și ați onorat această localitate, fiecare cu demnitatea sa, cu onoarea sa, cu statutul său, cu importanța sa în viața, sigur, a societății, în viața județului, în viața țării și în viața, sigur, a localității acestea. Vă mulțumesc frumos!